După mai bine de 8 ani, FCSB revine în Ghencea pentru un meci oficial. Duminică seara, în etapa a patra a Superligii de fotbal, echipa patronată de Gigi Becali va întâlni CFR Cluj pe stadionul Steaua. Contractul dintre vicecampioana României și clubul sportiv al armatei a fost semnat, astfel că noul stadion din cartierul Ghencea va găzdui primul meci de Liga I de la momentul în care a fost renovat. Celor de la FCSB au fost impuse aceleași condiții cerute de CSA pentru meciul cu Dinamo, iar de data aceasta s-a ajuns la un acord. Patronul clubului de Liga 1 a semnat o garanție în valoare de 750.000 de euro care să acopere posibile distrugere ale gazonului și nu numai.